Bine v-am regăsit, oameni buni! Vă salut, dragi prieteni ai emisiunii Învață Românește. Și astăzi, ca întotdeauna, discutăm despre o limbă românească în plină suferință, în mass media, în presă, la televizor și oriunde vreți dumneavoastră. Mă bucur că emisiunea mea strânește, să spunem, discuții și chiar sunt binevoitori care vin să mă ajute. De exemplu, doctor Mihaela Diana Cocârlă. O citez. Am găsit o greșeală care poate fi comentată în emisiunea dumneavoastră. Mulțumesc! Și urmează. Digi24 spune că anchetatorii au anchetat o pistă nouă în cazul crimelor de la Caracal. Ce părere aveți? Am discutat de zeci de ori astfel de greșeli și le mai discutăm odată că sunt foarte frecvente. Deci, dragă Diana Mihaela, mulțumesc! Mă bucur că medicii se îngrijesc nu numai de bolnavi, ci și de limba românească. Poate vor avea mai mult succes decât profesorii de română, care, iată, nu prea beneficiază nici de recunoaștere și nici de mare succes în ceea ce privește cultivarea limbii române. Din păcate, greșelile de limbă română nu se vindecă cu hapuri, cu medicamente, ci se vindecă doar cu carte, cu gramatica și cu dicționarele. Dar când iei un hap, e mult mai ușor. Când cauți dicționarul, când cauți gramatica, mai trebuie să citești, să gândești, deci presupune oarece efort. Deci, greșeala e, anchetatorii au anchetat. Un pleonasm ordinar, dragă Diana. Dar pleonasmul acesta e atât de frecvent în mass media noastre că, iată, deranjează, obosește, e obositor. Sigur, acum, făcând o comparație, cine practică medicina și cine iese la televizor, vă dați seama că medicii au mai mult succes decât cei ce ies la televizor, unde nici prea mare calificare văd că nu trebuie. Poți ajunge acolo chiar dacă nu știi limba română. Important e să ai papagal, să lovești tare, da? Să te încadrezi într-un curent care îi place patronului și atunci situația s-a rezolvat. Numai că rămân greșelile și suferă limba românească. Mă duc la un politician mai departe. Andrei Caramitru, în vogă. E toată ziua pe televizoare. Și ca cei tineri care vor rezultate imediate, se cam laudă. Și iată ce spune Andrei Caramitru. Am negociat fuziunii, achiziții și joint venture-uri între organizații mult mai complexe. Ei, ați remarcat că într-un șir de substantive nearticulate și la plural, domnia sa strecoară unul articulat. Am negociat fuziunii. Sigur, articulat nu în cazul în care trebuie, că dacă ar fi fost în cazul în care trebuie, fuziunile, de exemplu, greșeala n-ar fi fost atât de gravă. Numai că domnia sa se duce în cazul dativ sau genitiv, da? Deci, greșeala e gata. Nu stăpânește. Nu stăpânește scrierea cu I. Aici trebuia un singur I. Da? Acesta venea tăiat. Deci, am negociat fuziuni, achiziții, joint venture-uri între organizații mult mai complexe. Haideți să ne înțelegem. Aici apare un neologism de ultimă oră, un englezism. Limba română în ultima perioadă e plină de cuvinte englezești, cele mai multe netraduse, care dovedesc faptul că personalitatea care se exprime este una internațională, domnule, abia se desparte de limba engleză, care este o limbă de circulație pentru oameni importanți, nu pentru terchea berchea, așa ca noi care citim, le citim
scuzați, inepțiile în, în presă sau le auzim la televizor. Apare cuvântul joint venture. El are pluralul, într-adevăr, joint venture-uri. E corect acolo. Deci, cineva semnalizează că nu e posibil așa ceva, un cuvânt englezesc să aibă o desinență românească uri. Ei, e posibil, pentru că respectivul cuvânt a intrat în limba românească. Ce înseamnă joint venture? Contract prin care două sau mai multe părți se angajează într-o activitate economică, care este supusă controlului comun, în scopul valorificării în activitate de producție sau de comercializare a avantajelor deținute de părțile asociate. Deci o asociere. Dacă scria cuvântul asociere, să știți că nu se întâmpla nimic. Deci o asociere între organizații mult mai complexe. O alianță, o asociere. Ei, mare brânză. A folosit însă cuvântul joint venture, care l-a impus pe Andrei Caramitru ca mare personalitate a afacerilor, a culturii, a politicii în România. Mă iertați că sunt răutăcios astăzi. Deci am negociat fuziuni, achiziții și joint venture-uri, adică asociații. Mă duc mai departe la un jurnalist, la Călin Marchevici. Îl citez. A fost apoi o altă umilință pentru România să asiste tăcută la cum Germania, Franța, Marea Britanie, Polonia și Suedia au dat o declarație. Ei, Cătălin Marchevici scrie de mult în presă și era cazul să fie atent cum scrie. Greșeala aceasta nu o subliniază calculatorul. Deci zice acolo, România să asiste tăcută la cum Germania, Franța, deci apar două situații acolo. Sigur, urmează o completivă indirectă introdusă prin cum. Cum? Adverbul de mod și relativ cum. Problema este următoarea. De moment ce este adverbul cum, el nu are caz și nu poate primi în față prepoziția la, o prepoziție specializată pe cazul acuzativ. Deci, corect era acolo să asiste cum Germania, Franța, Marea Britanie, Polonia și Suedia au dat o declarație. E mare brânză, ce să vă spun, declarația aceea e totul, nu faptul. Sigur, acum aici trebuie să observăm că jurnaliștii se inflamează din temirce. Deci o simplă și banală declarație atrage după sine un puhoi de articole care până la urmă nu înseamnă nimic. Deci corect era ca jurnalistul să comenteze faptul și apoi să dea interpretările. Uite, țara aia zice că nu-i bun, țara aia zice că e bun. De ce zice că e bun? De ce zice că nu-i bun? Și așa mai departe. Dar baza unui articol trebuie să fie informația și nu declarația nu știu cum. Dar, sigur, aceasta este părerea mea și mi-o mențin. Partea proastă e, uitați-vă și domnia voastră, că nu se mai dă atenție limbii române în presă. Deci apar tot felul de jurnaliști, fără pregătire, fără școală, fără carte și atunci necazul e gata. Greșelile de limbă românească, de exprimare curg. Greșelile acestea, mai ales la începători, se asociază cu imposibilitatea folosirii tuturor avantajelor oferite de calculator, pentru că un calculator numai nu te trage de urechi să-ți arate unde este greșeala, dar important este să ai bunăvoință, să ai capacitatea să vezi unde greșești, să înțelegi că tu poți greși și trebuie să corectezi ce ai scris. Ei, lipsă de respect față de noi, cititorii oameni buni. Mă iertați că mă inflamez atât de repede, dar sunt lucruri care au dus la moartea presei în România. Nu este departe ziua când, pe tarabe, nu vom mai găsi vreun ziar de informații. Nu uitați, oameni buni, sugestii, observații, critici pe pagina mea de Facebook sau pe pagina emisiunii TV Plus Suceava. De asemenea, o puteți face și pe YouTube, acolo unde
emisiunile noastre sunt puse grație serviciului tehnic și îi mulțumesc pentru aceasta. Vă mulțumesc și dumneavoastră, la revedere, doamnelor și domnilor, pa, dragi copii!